Discutăm în continuare cu Stelian Muscalu, realizator Business Club. Stelu, bună seara! Mulțumesc tare mult pentru prezență! Bună seara! Mulțumesc și eu pentru invitație! Cumva se leagă și cu ceea ce vorbim noi de câteva săptămâni, bune luni deja, apele române. Da, exact așa vreau să încep. Dom'le, care ar fi diferența între ceea ce spunem noi aici zi de zi legat de nepotismul și corupția care par interminabile la apele române și ceea ce am văzut în materialul ăsta, foarte bine realizat, structurat, dar chestiuni pe care le spunem de ani de zile. Nu e nicio diferență. Mai mult, îmi aduc aminte că în plină criză pandemică și implicit economică, se tot spunea, domne, rămân oamenii șomeri, șomaj tehnic inițial, șomaj total, ulterior, se închid afacerile, ce nenorocire, dar haideți să ne uităm la cei care sunt angajați la stat. Că acolo nu se întâmplă nimic. Din contră, oamenii stau acasă, nu fac nimic, nu că atunci când ar fi mers la job ar fi făcut ceva. Marea majoritate a lor. Facem întotdeauna precizarea că sunt și oameni care muncesc. Deci erau, stăteau acasă, nu făceau nimic, dar aveau în continuare aceleași venituri cu nenumăratele sporuri. Și a început un război al declarațiilor în care toți politicienii se băteau cu pumnul în piept, tăiem sporul, le facem, dregem, ca să apară la un moment dat ministrul muncii să spună, domnule, fake news, ideea asta că vom tăia sporurile. Adică mă aștept să apară mâine, poi mâine, ministrul de finanțe, nu știu, unul care să țină de domeniul ăsta, adică nu mă mai refer la ministrul muncii, să spună un fake news, cum să scoatem oamenii din locurile alea călduțe în care s-au culcușit atât de bine. Nu, domnule, nu vă gândiți. Nu. Și acum să le luăm pe rând. Păi, la scul pe domnul, îmi vine așa greu să-i spun domnul Ciolacu, domnule, că să reducem, să facem. Păi, dar cele mai multe instituții, cele mai multe companii de stat sunt căpușate chiar de socialdemocrați. Chestiunile astea de PR cu să reduce veniturile, un PR ieftin și prost. Și prost. Și eu sunt ferm convins că și au o grămadă de castane când se duce în ședințele interne ale partidului. Ce faci, bă? Ai spus tu că reduci? Cine ți-a dat ție voie să spui că reduci și că ne scoți tu oamenii de acolo? Fiindcă la modul ăsta se poartă discuțiile. Și mai am un exemplu. N-am să dau nume pentru că sunt cavaler. Dar avem o colegă, nu de la Digi24, colegă din presă, de altfel extrem de slabă din punct de vedere profesional, a lucrat ceva timp în presă, n-a reușit să iasă în evidență, tocmai pentru că nu a avut capacitate intelectuală. Singurul lucru care i-a rămas a fost să se căsătorească cu un lider social-democrat. Imediat după căsătorie, a devenit membra unui consiliu din ăsta de administrație, peste noapte. Un om care n-avea niciun fel de legătură cu economia și cu lumea reală, în general. Cam așa, da? S-a căsătorit cu unul dintre oamenii domnului Ciolacu. Că tot ne spunea domnia sa că trebuie tăiate salariile și că e veniturile, că acolo nu sunt salarii. Deci, ceea ce se întâmplă în țara asta, noi toți semnalăm aici, zi de zi, dar e foarte greu de reparat. Adică eu stau și mă gândesc că, inclusiv povestea asta, eu sunt ferm convins că domnul Câțu își dorește acest lucru. De cealaltă parte mă uit la apele române, că am avut la un moment dat, îmi scria cineva, domnule, dar de ce nu spui și de alte partide? Am vorbit la Ialomița Buzău, era vorba de PSD. La toate celelalte căpușate era vorba de PNL. Partidele astea și-au înfipt atât de bine ghearele în instituțiile statului, că vorbim de companii, agenții și așa mai departe, încât cu greu vor fi scoase de acolo. E, acum că este un om precum Florin Câțu, care vrea să facă lucrurile astea, să eficientizeze, nu, vrea să-l facă și la nivel practic. Însă, domnia sa nu este de capul său. Acolo trebuie să răspundă în fața unor oameni, colegi de partid, care la rândul lor au tot felul de neamuri, de amante, de cunoștințe pe care le-au îndesat în companiile astea.
E, și când se va deschide subiectul, s-ar putea ca lucrurile să nu decurgă așa cum își dorește domnul Câțu. Și cum probabil își mai doresc 2-3 care încearcă să facă ceva în țara asta. Nu se poate face. Și nu vă spun că sunt pesimist, ci că sunt realist. De cât timp vorbim, Teo, despre apele române? De cât? 2 luni să fie. Avem, cred că de la începutul anului tot discutăm aproape în fiecare zi despre apele române. Hai să fie 3, da. Îmi vine greu să cred că nu a auzit nimeni. De fapt, sunt convins că au auzit. În instituții primesc semnale că este deranj mare și toată lumea se întreabă cine furnizează informații și sunt ferm convins că și la nivel politic aceste informații au ajuns. Însă nu interesează. Nu interesează, pur și simplu ne privesc cu aroganță. Mă uitam în material, nici n-am observat acum dacă e varianta mai scurtată. E o variantă mai scurtă. Mai scurtă, da? Că l-am văzut, cred că aseară l-am văzut, în jurnalul de seară. Poate să fie urmărit pe site integral. Îl intervieva pe fostul ministru al energiei. Era individul care avea un nume care se dubla, nu-mi scapă numele lui. Anton. A, așa, o atâta imaginație, îți dai seama, n-a putut, mă rog. Și spunea, doamne, dar a spus-o pe individ acutare. Doamne, eu nu mai sunt ministru. Pa, ura și la gară. Doamne, o aroganță din partea lor, aroganța omului pe care îl vezi că... Bine, dacă n-ar fi fost camera pornită, probabil că dialogul ar fi fost cumva și mai savuros, cu ghilimele de rigoare. Nu-i interesează câtuși de puțin. Așa cum spuneam într-o intervenție trecută, nu mi-am avut senzația până în urmă cu câțiva ani că încercau măcar să salveze aparențele. Dacă presa arăta cu degetul într-un anumit loc că e o problemă, hai că încercau, cel puțin pentru moment. Dom'le, dă-l pe la jos până se sting reflectoarele și îl punem la loc sau punem pe altul. Dom'le, nici asta nu vor să mai facă. Acum suntem cu reflectoarele pe ei, punem degetul, urlăm, strigăm și ne întorc spatele, ducându-se în continuare în treburile lor și satisfăcându-și nevoile astea de grup. Fiindcă despre asta vorbim. Ei acum reprezintă doar grupurile lor de interese și nici de cum cei care i-au votat, oamenii simpli sau, în cazul de față, mediul de afaceri, pentru că iată câtă nevoie are mediul de afaceri de ajutor, de bani, dar banii se duc într-alte zone. E mult de discutat, îmi dau seama, aud că nu mai avem timp, dar din păcate, nu știu, poate reușim la un moment dat să stăm o jumătate de oră, o oră să discutăm despre toate problemele pe care le are țara asta. Nu ne-ar ajunge o oră, dar mă rog. Încercăm, Stelu, te-ți promit că facem în așa fel încât să stăm la un moment dat la ora 17, o rezervăm pentru astfel de discuții. O să ne mai întrerupă doar rubrica Banii în Mișcare și atât. Mulțumesc acum, Stelu, pentru prezență. La ora 19 vă întâlniți cu el la Business Club. Pe larg!